se poate achiziționa această carte. Este Cronica orașului Reghin și astăzi, pentru prima dată, a fost publicată după 20 de ani de traduceri. Cartea scrisă de Helmut Zsopold și este Cronica orașului din anul 1000 până în 1944. Dacă vă interesează această carte, puteți dona pentru publicarea următoarelor 100 de exemplare. Avem 100 de exemplare tipărite și vă invit să o răsfoiți. Această carte, așteptat timp de 20 de ani să fie tradusă din limba germană, a fost găsită de istoricul Dorin Rus și timp de 20 de ani până în 2021 a fost tradusă și astăzi, pentru prima dată, o găsim aici disponibilă. Se poate comanda și online pe ținuturegini.ro. Ea conține informații, date istorice, care au fost găsite exclusiv în afara țării despre Reghin, din anul 1000 până în 1944.